stare vă le financiară. Eu am să fac o scurtă prezentare de pictură. Sper să vedeți de acolo, din ultimele rânduri. O să vă invit mai în față, dacă doriți. Până Maria Cornelia începe să picteze în direct, deci pe transmisiune live, eu am să prezint un pic meșteșugul acesta. Acest meșteșug are o vechime de 2000 de ani. Primul iconar cunoscut în istoria creștinismului, deși a umanității, se numește Luca. Și este vorba despre Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pe care cu toții îl cunoaștem. Pentru că presupun că fiecare dintre noi am citit sau am auzit sau am văzut un film cu apostolii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Printre cei patru mari apostoli s-a numărat și acest Luca, un mare sfânt care a avut mai multe daruri. Noi le numim harisme, adică harul de la Dumnezeu, și a pictat icoane. Vedeți, icoana în vremea aceea era cum e acum televiziunea, să spunem. Pentru că nu erau mijloace de comunicare în masă, internet și așa, oamenii au încercat să exprime prin artă, prin meșteșug, ceea ce au văzut. Iconografia, la început, a fost cartea pictată a creștinismului. Știm că majoritatea populației globului nu avea carte, nu știa să citească, așa cum acum, din fericire, sunt școli, facultăți, universități. Înainte, majoritatea oamenilor erau simpli și tot ce învățau, învățau prin viu grai sau prin imagine. Imaginea este mult mai puternică decât viul grai uneori. Se știe că și în fotografie, cei care ați fotografiat și precis, aproape toată lumea fotografiază acum și chiar și cu telefoanele. Nu știu când o să apară și fotografia cu călcătorul, dar probabil în viitor. Fotografia este puternică și poate să exprime 1000 de cuvinte, se spune. Eu zic că și mai multe. Da, revin la iconografie. Iconografia nu este o simplă artă plastică. Pentru ce e pictor? Ce e dumneata? Pictor, pictor, de icon. Se mai numește iconograf. I-am spus odată unui polițist când mi-a dat amendă că sunt iconar. Și n-a știut să scrie. Pentru că n-a știut ce înseamnă a fi iconar. Acum, în ultimii ani, din fericire, sunt din ce în ce mai mulți iconari, pentru că s-a dezvoltat și o piață a icoanelor, datorită interesului manifestat de creștinii care își doresc în casa lor să aibă un sfânt sau reprezentarea lui Dumnezeu. Și pentru că am vorbit de Dumnezeu, gândiți-vă că iconarul nu pictează orice. Pictează chiar pe Dumnezeu Creator. Ceea ce a făcut cerul și pământul, vedeți că pământul acesta și universul este creat de Dumnezeu. Și e o șansă uriașă pentru cei care se ocupă cu pictarea lui Dumnezeu. Pe lângă pictarea lui Dumnezeu și a celorlalte ființe superioare care sunt îngerii, pictăm și sfinți. Uitați, Maria Cornelia pictează acum chipurile a doi mari arhangeli, Mihail și Gavril. Iar această icoană este făcută special pentru un bui de om, spun eu, care astăzi are ziua de naștere. Ar fi multe de spus despre icoană. Eu vă spun că, pentru cei interesați, că se găsește o carte care se numește Erminia picturii bizantine. De acolo noi am învățat cum să pictăm sau cum să ne ținem serios de această meserie, să spunem. Meșteșug în principal. Apropo de ce spune Maria, noi nu ne obosim pictând icoane, dar noi ne trudim pictând icoane. Numărul de ore lucrate la o icoană este foarte mare pe zi. Nu ne plictisim niciodată. În momentul în care te pui să pictezi icoane, dispare timpul și spațiul. Poate vă vine să credeți sau nu, dar a picta icoane e cu totul altceva decât a picta peisaje, ceea ce este un lucru foarte frumos și noi mai pictăm și alte lucruri frumoase, peisaje. Chiar avem un proiect care se numește I Love Stațiunea Covasna și se găsește o pagină pe Facebook cu acest titlu.
Dar că atunci când pictăm icoane, noi ne transfigurăm. Pentru că și icoana reprezintă o transfigurare. Pentru cei care nu sunt de rit ortodox, cred că ar trebui să fie un pic mai atenți, pentru că nu oricând au ocazia să afle despre iconografie. Măcar pentru cultura generală, pentru că iconografia o vom găsi, dacă nu în casa noastră, în casa prietenilor noștri. Și dacă nu o găsim în casa prietenilor noștri, ne vom întâlni cu iconografia în biserici. Asta cred că fiecare ați intrat într-o biserică ortodoxă sau greco-catolică sau chiar catolică, unde cultul icoanelor este un cult de prim rang, deoarece Dumnezeu s-a lăsat reprezentat. Deci atât iconografia este o mare taină a lui Dumnezeu pentru noi oameni. Și trebuie să o băgăm un pic în seamă, pentru că la un moment dat ne vom întâlni cu acești sfinți pe care noi îi pictăm acum. Deci ei nu sunt invenții, nu sunt inovații, sunt ființe reale pe care unii oameni au văzut și au reprezentat. Așa cum știm că voievozii noștri au fost pictați de-a lungul istoriei, dar noi nu i-am văzut niciodată, pentru că n-am trăit în perioada aceea și din păcate nu existau aparate de fotografiat. Știți, fiecare avem voievozii noștri și îi reprezentăm în diferite feluri, pe diferite tablouri. Iată că acești sfinți, apropo de voievozi, Mihail și Gavril, se numesc în cultul nostru și voievozi. Pentru că cine știe istoria Sfântului Mihail, este voievodul cel mai mare din cetele îngerești. Și el va veni la sfârșitul lumii ca să ne apere de forțele răului. Nu este un film Star Trek, dar va fi o realitate pentru că s-a prorocit. Eu am să vă spun aceste lucruri și voi, dacă aveți întrebări, puteți să-mi puneți și câte o întrebare, dacă aveți nevoie de o informație mai detaliată. Noi lucrăm pe mai multe suporturi de lemn. Lemnul fiind un element natural, tot lăsat de Dumnezeu, iconarii au ales sau au fost îndrumați, mai bine zis, să lucreze pe acest suport. Lemnul de tei este cel mai potrivit. Și avem aici o icoană pe lemn de tei tradițional. Fața este pictura. El este brunduit ca să se picteze. Deci nu se pictează direct pe lemn. Există un brund alb, cum arată aici. Asta este spatele. Cu două traverse ca să susțină lemnul să nu se îndoaie. Să nu se curbeze, să nu crape. Deci este o tehnică. Însuși, blatul acesta trebuie făcut de un meșter priceput. Icoanele sunt foarte valoroase. Asta cred că știți cu toții. Din fericire, în ziua de astăzi, fiind mulți pictori iconari, icoanele au un preț accesibil. Dar prețul spiritual este inestimabil. De aceea, cine are icoane în casă, chiar și viața acelui om sau familiei se va schimba în bine. Al doilea suport pe care noi lucrăm, și vă rog să fiți atenți, este suportul de lemn stratificat. Nu se vede acum straturile de lemn, sau avem aici, da? Uitați, așa arată interiorul. Este o lemn ca un napolitan. Noi așa și spunem, lemn stratificat, napolitan. Mai glumim și noi. Pentru că este foarte bun, este printr-o tehnică modernă. Sunt convins că primii iconari al primelor veacuri creștine ar fi fost foarte bucuroși să aibă acest lemn stratificat făcut în fabrici. Pentru că nu se îndoaie, nu se curcează, nu se crapă, nu se umflă. De exemplu, scuză-mă că te-am întrerupt, lucrarea cea mare este pe lemn stratificat și foarte gros, anume ca să nu se îndoaie sau să crapă. La o suprafață mare e nevoie de o rezistență foarte mare. Acea icoană, pentru că s-a pomenit de ea, este icoana. Hai să vedem dacă știe cineva pe cine reprezintă icoana aceea. Nu este Sfântul Nectarie. Sfântul? Nectarie. Exact. Cine a fost Sfântul Nectarie? Un mare făcător de minuni, un sfânt, un episcop din Grecia, care vindecă oamenii, special oamenii bolnavi de cancer, bineînțeles și de alte boli. Iată că prin puterea lui Dumnezeu și prin icoanele acestea, ele la un moment dat vor deveni sfinte și sfințite, dar și sfinte și mai mult decât atât făcătoare de minuni. Iată că Dumnezeu a hotărât, nu noi, ca prin icoane să se întâmple minuni, deci și vindecări.
Și vă dau un exemplu ca să înțelegem la nivelul nostru acum de ce Dumnezeu face minuni prin icoane. Nu face icoana în sine minune, adică lemnul sau culoarea sau pentru că un meșter iconar s-a pus să piteze o icoană, ci energia dată de Dumnezeu iese sau lucrează, mai bine spus, numai prin icoane. Orice am pune nu s-ar mai face minune. Dar prin icoană, da, este verificat științific și s-au făcut studii de către specialiști cum prin aceste energii dumnezeiești s-au făcut vindecări. Și numai prin icoane. Exact cum nu putem vorbi la telefon decât prin telefon, așa e și facerea de minuni prin icoane, nu prin altceva. Asta ca să înțelegem. Icoana Sfântului Nectar este foarte importantă și foarte solicitată pentru că, din păcate, lumea a devenit o mai bolnavă, atât moral cât și spiritual, cât și trupește, știm. Datorită mai multor influențe alimentare, energii din acestea, telefonia, GSM, noi ne îmbolnăvim mai repede, scade imunitatea și mulți dintre noi, Doamne ferește să nu fim noi, ajung să fie bolnavi de cancer. Și atunci oamenii apelează la tratamente medicale și atunci când nu merg tratamentele medicale, apelează la Dumnezeu. Aceasta este puterea cea mai bună. Această icoană a fost filmată de către o televiziune din România, cea mai bună echipă de televiziune documentară din România, se numește echipa în premieră, a doamnei Carmen Avram, care a luat locul întâi în lume la reportaje documentare la New York în anul 2014. A venit aici la Covasna, pentru că am înțeles că sunteți elev din Covasna, și a făcut un documentar foarte important care a fost difuzat pe mai multe canale și pe internet. Filmul se numește Omenire Sfântă și acolo a fost reprezentat acest meșteșug și faptul inedit în lume că soția mea, Maria Cornelia, mai are încă 3 surori, deci în total sunt 4 surori, care toate pictează icoane. Deci se pare, după cum am cercetat documentariștii, că este un caz unic în lume. Culorile sunt foarte importante în iconografie. Noi lucrăm în tempera, acrilice sau în ulei. Pictăm chiar și pe tablă, și pe piatră, și pe marmură. Se poate lucra pe mai multe tipuri de suporturi, dar toate să fie folositoare. Iconografia nu este o joacă. Este o responsabilitate foarte mare. Vedeți cât de complexă este această icoană. Costă o sumă de bani, de aia valorează mult mai mult, pentru că nu poți să-i dai valoare unui lucru sfințit. Vreau să completez cu câteva cuvinte. Un chip, o față și mâinile se pun 5-6 straturi de culoare. Poate observați aici, o parte din față, partea din stânga, nu este terminată, anume ca să vedeți straturile, și partea dreaptă aproape este finalizată. Deci se pun 5-6 straturi de culori ca să poată să vedea carnația feței, sprâncenele, ochii, conturul, iar la urmă se pun plicurile de lumină, albă. Deci ca să vă dați seama și să vă faceți o idee cum se lucrează. La fel și la veșminte. Se lucrează tot în straturi. Deci veșmintele care le vedeți aici sunt aproape terminate. Mai trebuie finalizat cu lumini. Vedeți că este o porțiune închisă aici. Deci mai trebuie să lucrăm cu lumini, dar le facem la urmă ca să nu murdărim suprafața cu mâna când atinge. Deci se lucrează în straturi ore întregi. Deci pot să vă zic că la aceste veșminte am lucrat o zi întreagă. Și încă nu este gata. Dacă aveți ocazia și vă invităm cei foarte interesați să veniți la noi în atelier sau pe internet, dacă puteți accesa site-urile și paginile noastre de Facebook, veți vedea câte operațiuni se fac pentru o singură icoană. Odată am încercat eu să număr în jur de 64. Pentru că vin multe elemente. Aici avem o substanță care se numește Sherlock. Și este ca un fel de cum să-i spun eu, lipici pentru foița de aur și pentru a stabiliza culorile. Este produs dintr-o substanță foarte interesantă, care la rândul ei este produsă de lilieci din peșteră.
se numește guano. Am fost într-o peșteră și era plin de guano pe jos. Înainte culorile se făceau din plante, toate erau naturale. Acum există o industrie întreagă, dar culorile sunt foarte bune. Ce este scump în acest meșteșug? Pensulele costă foarte mult pentru că nu lucrăm cu orice fel de pensule, nu se poate lucra. Culorile, blaturile, toate au valori foarte, foarte mari. Dar această icoană, dacă o ai acasă, îți acoperă toată cheltuiala pentru că îți aduce o liniște sufletească. Aici, în hotel, dau un exemplu, un domn care a cântat la formația de la restaurant, în urmă cu mai mulți ani, era fumător. Și a vrut mult să se lase de fumat. A încercat el toate metodele, cred că sunt și pentru dintre dumneavoastră, din păcate, fumători, că am văzut că ieșea fum după unii dintre dumneavoastră, și a ajuns să devină dependent, ceea ce urmează la fiecare, din păcate, dacă nu se lasă la timp. Și atunci ce a făcut? A încercat metode și metode medicale, științifice și n-a reușit. Și într-o zi vine, zice, aș vrea și o icoană cu Domnul Iisus Hristos, pentru mine. Păi pentru ce ți-ai gândul ăsta? Poate mă ajută să mă lasă cu mine. Bine, dacă tu dorești. I-am făcut o icoană și i-am dat-o. El locuia chiar aici, în hotel. Foarte interesant că aici s-a întâmplat această minune. Pentru că dânsul a povestit după câteva zile că a vrut să-și aprindă o țigară cum avea obicei în cameră. Și n-a reușit, pentru că Domnul Iisus îl privea din icoană, să zic așa, de pe perete. Și a zis, eu mă duc pe balcon, că acolo stau liniștit și fumez țigara. A ajuns pe balcon și n-a reușit să se aplice, pentru că privirea Domnului Iisus l-a urmărit chiar și pe balcon. Așa mi-a mărturisit, așa vă spun. Nu este povestea mea, e povestea acelui domn care acum locuiește în Buhuș. Și mi-a zis așa, nu mi-a mai trebuit țigara. Deci iată puterea lui Dumnezeu și gândul lui bun, că a vrut să se lase, bineînțeles, până n-a fost prea târziu. Și nenumărate alte minuni, sunt cazuri, chiar nouă ni s-a mărturisit o icoană care a ajuns cumpărată de o doamnă catolică de aici, maghiară, din Covasna, pentru o familie, pentru că deși nu puteau să aibă copii. Și a dăruit această icoană pentru facerea de copii. După câteva săptămâni ne-am întâlnit și am zis că o minune s-a întâmplat, a rămas însărcinată acea persoană. Iată că legătura cu Dumnezeu produce minuni. De aceea oamenii au acasă icoane, nu numai în biserică, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Dacă aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, noi vă mulțumim tare mult și vă dorim să aveți sănătate multă și să mai veniți la asemenea evenimente deosebite care se întâmplă în orașul nostru, să încercați să nu pierdeți niciun eveniment cultural. Și mulțumim și noi organizatorilor pentru invitație. Vă mulțumim pentru invitație.